30 de autoturisme dintr-un parc de dezmembrări s-au făcut scrumieri după amiază în Blejoi, după ce incendiul de vegetație uscată a scăpat de sub control. Pompierii spun că focul a pornit de la o țigară nestinsă aruncată pe câmp, care a reușit să aprindă peste 1000 de metri pătrați de vegetație uscată. Duminică după amiază a fost alertă în Blejoi, unde un incendiu de vegetație uscată, care se manifesta pe o suprafață de aproximativ un hectar, s-a extins rapid la un parc de dezmembrări auto în care se aflau 30 de caroserii. Intervenția a început în jurul orei 16. 6 autospeciale de stingere și o ambulanță smurt au fost trimise operativ la fața locului. Intervenția a fost una dificilă din cauza fumului dens degajat, a temperaturilor ridicate și a cantității mari de materiale combustibile depozitate. Incendiul a fost stins după 2 ore și jumătate. Pe toată durata intervenției, existând riscul ca focul să se extindă și la complexul comercial Ploiești Shopping City.